au mers în tabără și au ajuns la spital. Este vorba despre 5 copii aflați într-o tabără de schi din Azuga, care azi dimineață au acuzat dureri abdominale și vărsături. Ei făceau parte dintr-un grup de 15 puși dornici să deprindă tainele sporturilor de iarnă. Copiii, 5 băieți, au fost duși la camera de primiri urgențe a Spitalului Orășenesc Sinaia pentru investigații medicale. În această dimineață s-au prezentat în centrul de primire urgențe prin intermediul ambulanței 5 minori cu vârste cuprinse între 9 și 12 ani, cu simptome digestive, vărsături, scaune diareice, fără febră. Aceștia au fost transferați către secția de pediatrie, unde li s-au făcut investigații și prezumtiv s-a stabilit un diagnostic, respectiv 4 dintre ei gastrită și un copil gastroenterită. Momentan sunt internați, au o stare bună, o evoluție favorabilă. Rămâne ulterior rezultatelor de laborator să se decidă externarea sau rămânerea lor în continuare. Adult a prezentat simptome similare, dar aceasta a refuzat internarea în spital. În urma celor întâmplate, atât Direcția de Sănătate Publică Prahova, cât și Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor au demarat anchete pentru stabilirea împrejurărilor și cauzelor de îmbolnăvire a copiilor.